opacitate. Vezi, am sub un milimetru și totuși îmi acoperă complet, deci e suficient. Dacă amesteci tot, schimbi vasul, că îți rămâne rășină nerizolvată pe margini și îți torci exact ce fac eu acum, tu storci produs neamestecat, care ai în zona asta se apresă în fentăreasă. Și întotdeauna ai un vas de amestec și unul de turnare. Întinzi pe un blat, întinzi întotdeauna mijlocul și nu te duci spre margini. Atunci dacă începe să scurgă, pierzi mult material. Îți întinzi suprafața de mijlocul cu vrei, pare când încep să rulezi, să nivelezi, atunci te duci ușor spre margini. Aici, zona asta, zic să o facem mult mai pătată, ca și poate fi oxidată complet, cu niște vene în partea asta și să lăsăm și zona de bucă normal. Și atunci... Alcoolul îmi respinge pigmentul și îmi creează exact senzația de oxid.